Primarul comunei Grădiște, Constantin Corbu, a declarat că valoarea pagubelor produse la Liceul Tehnologic Constantin George Călinescu a crescut de la 53.000 de euro la aproximativ 200.000 de euro. Evaluarea a fost făcută în urma ploilor torențiale căzute în ultima perioadă. Edilul spune că a depus plângere penală pentru neglijență în serviciu și distrugere. Vă reamintim că acoperișul unității de învățământ a fost afectat în urma viscolului înregistrat în luna februarie anului 2020. Primarul Corbu susține că au fost aprobate fonduri de urgență pentru repararea acoperișului, însă acestea nu au fost repartizate nici până în momentul de față. Cum comentați răspunsul Consiliului Județean cu privire la faptul că în momentul de față, în contul primăriei Grădiștea, se află suma de 2,9 milioane de lei? Da, cred că punctul de vedere a fost formulat de cineva care nu cunoaște nici investiții și în mare parte nici contabilitate. Aș vrea să le reamintesc de adresa primăriei Grădiștea către Consiliul Județean din data de 1.10.2020, sub numărul 522, în care primăria Grădiștea solicită pentru investiții, pentru partea de cofinanțare, suma de 2.549.508,96 lei. Deci noi ceream bani pentru că eram în deficit la investiții foarte mari în comuna Grădiște. Iar revenind la suma de 2.906.060,63 de lei, vreau să le spun că am accesat proiecte europene pe AFIR, pe PNDR, și anume canalizare și stație de epurare și potabilizare apei în satul Grădiștea și teren multifuncțional cu gazon artificial și pistă de cicliști, care au primit avans. Deci la canalizare am primit 2.906.060,63 ce invocă dânsii și la teren și pistă 214.291. Restul sunt bani care trebuie alocați, deoarece există hotărâre de Consiliul Local, indicatori tehnico-economici aprobați de Consiliul Local și declarație pe propria răspundere a primarului că la anumite investiții participăm cu cofinanțarea în sumă de repartizată pe fiecare investiție. Aș vrea să mai spun ceva. Consiliul Județean n-a vrut să aloce bani în baza unei hotărâri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență numărul 3 din 24.02.2020 și cu toate astea, ca o persiflare, o consider eu, ne-a alocat fără hotărâre de Consiliul de Situații de Urgență 100.000 de lei prin hotărârea numărul 71 din 28.05.2020 pentru apă curentă. Deci n-a fost nevoie de hotărâre și din proprie inițiativă Consiliul Județean mi-a alocat 100.000 de lei pentru apă. Ce putem să credem? Noi am făcut o solicitare direct între noi și Consiliul Județean. Dar asta era o hotărâre. Și pentru asta deja am depus acțiunea în instanță pentru obligația de a face și am deschis o plângere penală referitor la neglijență în serviciu și distrugere. Am ajuns acum, din cauza acestei reavoințe personale a președintului Consiliului Județean, să aducem necesarul pentru Liceul Tehnologic Constantin George Călinescu de la aproximativ 53.000 de euro la o sumă mult mai mare care ar însemna 200 și ceva de mii de euro.